Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în balanță. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia cărților oracol și de tarot. În primul rând, pe 1 decembrie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, a intrat în semnul Capricornului, în casa voastră, a patra. Această arie din viața voastră vorbește despre trecut, părinți, spațiul locativ, despre proprietățile voastre. Arhetipul Capricornului este un arhetip matur. Este cel care ne ajută să ne structurăm felul de a fi, este cel care ne ajută să ne maturizăm, este cel care ne ajută să construim absolut orice în viață pe o fundație solidă. Iar Mercur, planeta intelectului, are legătură cu modalitatea în care noi gândim, vorbim, interacționăm cu ceilalți și comunicăm. Are legătură și cu drumurile pe distanțe scurte, are legătură și cu comunitatea sau familia extinsă. În acest context, pentru voi, în această lună, de mare interes vor fi lucrurile care se petrec la voi în casă. Mercur în Capricorn este o energie foarte organizată, foarte structurată și foarte limpede. Este seriozitate și maturitate. Poate în această lună veți avea parte de evenimente care vă ajută pe voi să vă maturizați sau poate la voi în casă este necesar în această lună să preluați conducerea, să preluați frâiele tuturor activităților care se petrec acolo. Veți avea o atitudine foarte înțeleaptă, foarte matură în toate chestiunile care vor viza spațiul vostru locativ, care vor viza familia voastră, trecutul vostru, rădăcinile voastre, dar și poate niște drumuri pe care le faceți pentru familia voastră. Aici poate fi vorba despre lucruri care țin de zona imobiliară, care țin de zona proprietăților voastre personale sau care au legătură și cu serviciul vostru. Mercur în Capricorn poate însemna îmi dezvolt o carieră lucrând de acasă. Să vă vină idei noi în această direcție. Mai departe, pe 4 decembrie, Venus, planeta care are legătură cu iubirea, stima de sine, banii lichizi, zeița frumuseții, intră în Scorpion, în casa voastră a doua. Acest sector are legătură cu banii voștri, cu lucrurile pe care voi puneți preț și valoare, cu banii pe care îi câștigați voi din munca voastră proprie, cu veniturile voastre, dar și cu stima de sine. Arhetipul Scorpionului spune transformare, moarte și renaștere, dar și regenerare. Iar Venus este o energie magnetică care atrage, care te ajută să te vindeci în acest context, poate după niște pierderi. Venus în Scorpion este o energie foarte profundă care respinge absolut tot ceea ce este superficial și inutil. Este acea energie transformatoare care te ajută să ieși din întuneric pentru a vedea lumina, să o iei de la început, fără regrete, de această dată și mai puternic. Pentru foarte mulți dintre voi, din trecut s-ar putea să se întoarcă către voi niște bani sau acum să obțineți niște venituri care au legătură cu ceva ce ține de regenerare, să vă revină niște drepturi, niște lucruri care vi se cuvin. Pentru alții dintre voi poate însemna noi parteneriate, contracte noi, colaborări noi, din care să obțineți venituri în plus în această lună. Poate indica prin activitatea voastră profesională, să spunem, o nouă iubire, o nouă iubire profundă. Venus în Scorpion la nivel de iubire vorbește despre profunzime, despre regenerare, despre identificarea traumei, a rănilor, despre vindecarea acestora alături de oamenii potriviți, alături de oameni care au același sens și aceeași direcție în viață cu noi. O iubire nouă poate fi aici sau poate fi vindecarea chestiunilor care au apărut ca și provocări în viața voastră în ultima perioadă, regenerarea relațiilor, transformarea relațiilor în această lună la nivel de iubire. Pe 12 decembrie are loc evenimentul de lună nouă în Săgetător, în casa voastră a treia. Această casă are legătură cu comunitatea, cartierul, cu studiile, cu cercetarea, cu informațiile pe care doriți să le acumulați, cu anumite cursuri pe care doriți să le începeți, cu drumurile pe distanțe scurte sau cu tranzacții comerciale. Săgetătorul este arhetipul înțeleptului, este cel
care ne oferă șansa să ne transformăm din student în profesor. Are legătură cu legea, cu studiile aprofundate, cu străinătatea, iar o lună nouă spune noi angajamente, noi direcții în viață, noi idei pe care le avem și pe care le putem pune în practică, dar care să se concretizeze foarte rapid, căci vorbim despre o casă a gemenilor, care este un arhetip foarte iute. Vorbim aici despre noi angajamente, noi contracte legale pe care le putem face și de vânzare-cumpărare, dar și tranzacții comerciale. Această zonă are legătură și cu familia extinsă, cu vecinii, cu surorile, frații, unchii, mătușile. În acest context, o lună nouă în Săgetător spune, văd imaginea de ansamblu, îmi fac niște planuri de viitor, dar într-o formă foarte înțeleaptă, sunt vizionar. Când vine vorba despre tranzacțiile comerciale, despre ceea ce aș putea cumpăra, despre ceea ce aș putea negocia, cursuri noi pe care le puteți începe acum, care să vă ajute să vă specializați într-o anumită direcție, într-o anumită zonă din viața voastră, o comunicare nouă care se poate extinde peste graniță sau extinderea poate a unei afaceri peste graniță. Pentru alții dintre voi începe o serie de drumuri pe care poate le parcurgeți sau pe care poate doriți să le faceți, care au ca scop final niște cursuri sau achiziții de tot felul. Va fi o lună destul de aglomerată și de agitată pentru voi, dar care este de bun augur. La fix o zi după, planeta intelectului, Mercur, pe 13 decembrie, retrogradează în semnul Capricornului în casa a patra. Redefinește pentru unii dintre voi conceptul de familie. Vine cu introspecție și cu oportunitatea de a reevalua ce înseamnă familia pentru noi. Alții dintre voi poate aduce perspective noi legate de spațiul locativ sau gânduri, reevaluare, idei noi, renovăm, reparăm. Este o energie foarte matură, după cum spuneam, care ajunge la o concluzie. Este totul procedural corect. Mai multă organizare la noi în casă, mai multă structură la nivel de familie sau trebuie să mă întorc la rădăcină și să văd de unde mi se trag anumite tipare comportamentale. Mercur retrograd aici poate aduce din trecut comunicare care a rămas deschisă, poate oferi finalitate. În general, pe perioadele de Mercur retrograd, mai pot apărea fostul, fosta, cu care acum să ajung la o concluzie sănătoasă sau să mă conving de ceva anume, dar foarte înțelept, foarte matur și foarte detașat. Pentru că mai departe, pe 21 decembrie, soarele vine aici în casa a patra și vă oferă control și sprijin. Vă aduce o doză de optimism și de voie bună, de susținere energetică, pentru că apoi să duceți la bun sfârșit sau să scoateți în lumină tot ceea ce este acum în această perioadă de evaluare, de introspecție. Decizii, hotărâri importante care vizează casa voastră, spațiul locativ sau proprietățile voastre, ceva ce ține de proprietățile voastre, dar în care, să spunem, este inclusă și familia. Un soare în casa a patra spune, mă simt bine la mine în casă, aici sunt în formă maximă și de aici pot da tonul către alte direcții, către alte sfere din viața mea. Pe 23 decembrie, Mercur, planeta gândirii, face un pas înapoi, în Săgetător, în casa a treia, pentru a reveni asupra unor lucruri care au nevoie de o concluzie finală. Mercur, în Săgetător, spune după cum urmează, ești convins că nu ți-a scăpat nimic din vedere? În tot ceea ce ține de comunitatea ta, vecinii tăi, chestiuni care sunt legate de lege, trebuie să mai parcurgi odată niște documente, spune Mercur în Săgetător. Trebuie să mai reiei niște tranzacții comerciale, poate să reevaluezi, să te uiți în facturile vechi, să vezi despre ce a fost vorba acolo. Pentru alții dintre voi reapare o dorință de a aprofunda niște studii, de a încheia niște acțiuni începute în trecut. Săgetătorul oferă imaginea de ansamblu și doar așa, prin această energie a planetei Mercur, în retrogradare aici în Săgetător, puteți ajunge la concluzia finală, puteți trage concluzia în opoziție în casa voastră a noua, cum că lucrurile pe care le faceți acum vor aduce rezultatele dorite. Aici să aveți grijă la lucrurile în care credeți, la oamenii în care credeți sau la oamenii pe care voi i-ați considerat cumva ca parte din familie, deși aceștia nu sunt. Pe 26 decembrie avem parte de luna plină din rac, din casa voastră a 10-a. Iată cum casa carierei va fi sub lupă în această lună pentru voi.
Există aici o finalitate, o nevoie de a încheia ceva sau de a reevalua, de a reconfigura traseul din ultimele 6 luni. Deciziile luate atunci pot fi acum reevaluate. Puteți repara ceva ce a fost făcut. Racul vorbește despre familie, trecut, părinți, după cum spuneam, iar o lună plină aduce încheiere. În casa carierei, care vorbește despre profesie, despre menirea sufletului aici pe pământ, despre scena publică, despre faimă, prestigiu și renume, despre organizații guvernamentale, despre societate. Ceva ce are legătură cu guvernul sau ceva ce are legătură cu profesia voastră trebuie să ajungă la final. Trebuie să ajungeți la o concluzie, se încheie ceva și puteți acum să vă detașați. S-ar putea să vă confruntați cu niște lucruri de care încă țineți, pentru că racul este un semn al atașamentului care se desprinde greu. Și în această lună să conștientizați prin energia din opoziția soarelui din casa a patra că puteți să o luați de la început. Asta spune soarele în Capricorn. Ai deja informația, ai deja aptitudinile, cunoștințele, te mai poți pregăti odată, mai poți face niște cursuri, să o iei de la început. Pentru unii dintre voi poate aduce pensionarea, retragerea din câmpul muncii, retragerea dintr-o afacere și este doar de bine, pentru că vă susține Venus din Scorpion din casa a doua, care spune nu-i nimic, totul circulă, totul se transformă, nimic nu se pierde, te regenerezi. Și nu în ultimul rând, Venus, planeta frumuseții și a banilor, vă face un pas către săgetător în casa a treia, unde va susține planeta Mercur în retrogradare aici, care va spune, dacă ai reevaluat, eu acum manifest. Venus este acea energie magnetică și benefică care ne aduce în viață bani, iubire, satisfacție, confort. În tot ceea ce voi învățați acum, unde trebuie să o luați de la început. Casa a treia reprezintă ciclul studiilor primare. Să înveți din nou, să faci ceva, să intri într-un domeniu nou, poate, al profesiei tale, al carierei tale, pentru că te va susține această energie. Este o energie care te ajută să atragi în viața ta oamenii potriviți, este o energie jovială și ușoară, plină de determinare și de optimism. Venus în săgetător aici vă ajută să vă exercitați experiența, să învățați, dar și să transmiteți mai departe. Aveți know-how-ul, se numește în business, aveți cunoașterea, aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a obține rezultate într-un timp foarte scurt, pentru a vă regenera, pentru a avea parte de succes și voie bună. Eu vă doresc tuturor să aveți parte de lucruri bune în această lună, să aveți o lună minunată, plină de realizări și să fiți iubiți și să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol. Venus în săgetător mai poate aduce, să știți, o iubire pe care să o întâlniți în drumurile pe care le faceți sau ajungeți la o concluzie foarte bună, foarte sănătoasă și foarte matură în legătură cu cineva cu care voi sunteți într-o relație sau poate ați locuit. Și această energie vă va spune, ok, am înțeles, veți extrage de aici înțelepciunea sau este recomandat să extrageți lucrurile bune pentru că o puteți lua de la început în cazul în care vă desprindeți dintr-o relație care nu mai funcționează. Să vedem. Sau comunicare nouă, puteți cunoaște pe cineva nou care să aibă legătură cu străinătatea, ori este de aceeași naționalitate cu voi, dar relocată această persoană în altă țară, ori poate fi de altă naționalitate față de cea pe care o aveți voi. Casa a opta, care aparține Scorpionului, este o casă a transformării, a banilor celorlalți, a resurselor împărtășite, a taxelor, a impozitelor, a pensiei alimentare, a puterii, a voinței, a determinării, a regenerării. Voi aveți în casa a opta Taurul, iar Taurul vorbește despre bani, este guvernat de planeta Venus, pe care o regăsim în această perioadă pentru voi, în prima parte a lunii, în Scorpion. Axa 2-8, axa fizică-metafizică sau axa prosperității, a abundenței, banii celorlalți. Există aici nevoia de a reevalua, de a rediscuta, de a mai face ceva în plus pentru contracte noi sau pentru resuscitarea, regenerarea unor contracte vechi pe care în această lună le puteți avea, le puteți reactiva.
Banii celorlalți înseamnă susținere prin contracte deja semnate, prin parteneriate deja semnate, care vă pot ajuta pe voi în această lună la nivel financiar să vă regenerați. Pentru alții dintre voi poate fi o iubire transformatoare, poate fi eliberarea dintr-o zonă abuzivă, poate fi finalitatea la nivel de carieră a unor lucruri care au legătură cu banii celorlalți, pentru că totul se transformă. Această casă a opta este o casă karmică care pentru voi se activează în această lună, se vor schimba niște lucruri la nivel foarte profund, peste care puteți trece mai ușor decât credeți. Casa a 10-a, unde ați văzut, am vorbit despre luna plină din rac, care va avea loc pe 26 decembrie. 26 este numărul banilor. Noi vom intra într-un an de vibrație 8, care are legătură cu prosperitatea, banii, abundența, dar și cu karma. Ceva trebuie să se încheie pentru ca altceva să se nască și este necesar să vă desprindeți de chestiuni, de lucruri care aparțin trecutului. Să le lăsați pur și simplu să plece, pentru că acolo unde nu este loc, nu poate intra energie nouă. Nu se pot schimba lucrurile în bine dacă ținem cu mâinile strâns de vechi. Să mergem mai departe. Pentru balanță decembrie. Avem labirintul, numărul 2 și vărsătorul și numărul 1, balanța, casa întâi. Aici avem sabia și aici avem labirintul. Sunteți într-un quest, într-o misiune spirituală de închiderea unor karme, dar karme puternice, de închiderea unui cerc foarte puternic la nivel spiritual, de eliberare, de întoarcere la rădăcini. Rezultatul, foarte mulți dintre voi îl puteți găsi în copilăria voastră. Veți rezolva o chestiune care are legătură cu parteneriatele, niște lucruri vor ieși acum la suprafață, care pe unii dintre voi s-ar putea să vă zguduie, dar este de foarte bun augur. Este vindecare la cote maxime pentru voi aici, avem numărul 12, ieșirea din sacrificiu. Toate lucrurile pe care le traversați în acest moment sunt aici pentru ca voi să vă eliberați de sacrificiu. Iar aici avem balanța numărul 1, casa voastră întâi, unde se regăsește nodul sud în acest moment în tranzit, la nivel general, și care vorbește despre adevăr, despre conștientizare, despre justiție, despre un proces poate pe care îl aveți acum pe rol sau chestiuni legare, în care puteți avea câștig de cauză, în care puteți să vă recâștigați faima, prestigiul, numele vostru la nivel social să fie curățat, să fie eliberat de atașamente, să fie curățat în acest context. Pentru alții dintre voi este un moment foarte bun să fiți sinceri cu voi înșivă și prin această abordare veți atrage cumva, vedeți numărul 21 în oglindă, eliberarea din control, o forță nebănuită pe care o aveți, se activează acum în voi. Este codul vitejie care vorbește despre puterea de a înfrunta absolut tot ceea ce vine către mine pentru a deschide poarta succesului. Chestiuni legale în care veți fi auziți și pe care le puteți rezolva. Un câștig care vizează ceva legal, niște documente poate pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi poate fi și divorțul, casa 10-a vorbește despre numele meu, numele meu de familie, puteți divorța acum, puteți ieși dintr-o familie, se schimbă ideea voastră de concept de familie în această lună. Și aici avem Anamkara, casa 6-a și Taurul. Voi aveți Taurul în casa 8-a, casa 6-a este cea care vorbește despre rutină, despre a fi în serviciul celorlalți, despre găsirea unor mentori, despre sănătate, despre animalele de companie, despre, iată, iubire necondiționată, romanță, suflete pereche, care înseamnă oameni potriviți, alături de care eu să merg acum la braț și să mă simt în siguranță, despre oameni pe care mă pot baza acum când vine vorba despre resurse împărtășite, care îmi pot oferi ajutor financiar în caz că am nevoie.
despre afecțiune, despre prietenii voștri foarte buni, despre a mă convinge în această lună cine îmi este cu adevărat alături în viață, despre acel bilanț sufletesc pe care îl putem face cu toții pentru a înțelege profunzimea. Și aici avem praștia, tensiune, anxietate, presiune și forța de a schimba toate aceste lucruri care parcă ni se opun. Veți avea forță să schimbați lucrurile, veți avea forță să vă regenerați, de acum începe, pentru că aici în balanță pentru voi este nodul sud, care vorbește despre karmă, despre curățarea unor cauze care provin din trecutul vostru, poate din zona prietenilor, poate din zona unor grupuri mari de oameni, poate din sfera aceasta socială care are legătură cu iubirea voastră, dar și cu stima de sine, dar și cu starea voastră de bine, de confort. Aici avem numărul 5 și berbecul, capacitatea de a face acea schimbare care poate îmi displace, dar care este absolut necesară pentru ca eu să ajung să fiu bine. Foarte interesantă energia pentru voi, este una foarte matură și de foarte bun augur. Este ceva de impact major aici, care pe voi vă ajută să tranzitați această perioadă, să vă regenerați și să vă vindecați. Niște reușite care se vor construi pas cu pas. La nivel de relații, plan material și emoțional pentru balanță, luna decembrie. În zona relațiilor, la nivel general aveți 5 de monede, 9 de monede și 2 de bâte. Foarte mulți dintre voi s-ar putea să aveți senzația aceea că sunteți uitați de lume sau ai nimănui. Să vă confruntați cu o stare de neliniște și de singurătate în această lună pe care nu știți cum să o denumiți, nu știți cum să o transformați sau alchimizați. Cei care sunteți singuri, aveți niște gânduri, vă faceți niște planuri, veți avea de gândit, cugetat în această lună la pașii următori pe care îi aveți de făcut în viață, nu doar în relații. Eu al cui sunt, eu cărui loc îi spun acasă, poate însemna această lună pentru voi. Și va veni această energie a planetei Venus în Scorpion și ulterior în Săgetător pentru a vă ajuta să transformați, să regenerați abandonul, tristețea, singurătatea, trădarea cuiva poate fi aici și pentru a vă face pe voi să înțelegeți că voi singuri sunteți cei care vă aduceți fericirea. Nouă de monede vorbește despre am fi bine, mie, cu mine însămi, sunt stabil emoțional, sunt stabil financiar și îmi fac planuri noi pentru viitor. Am toate posibilitățile în mână. În mâna mea stă manifestarea unei noi relații. În mâna mea și în gândurile mele există această potențialitate care se poate manifesta. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, poate ați traversat o perioadă de lipsuri financiare, de constrângere materială, să spunem, și în această lună veți avea posibilitatea să respirați ușurați, însă este necesar să vă uitați la modul în care cheltuiți sau la modalitatea în care gestionați relația voastră cu banii mai profund. Să analizați un pic, să vă faceți un plan mai bun, să vă faceți o strategie mai bună, pentru că foarte mulți dintre voi aveți foarte activ darul acesta al pusului ban pe ban, al economisirii, al multiplicării, să spunem. Deci voi aici nu aveți o energie a sărăciei, ci din contră. Pentru că undeva, cumva, sub o formă sau alta, dintr-o traumă a copilăriei, dintr-o traumă a respingerii sau a abandonului, aveți, s-ar putea unii dintre voi, tendința de a risipi, fără să vă dați seama. În relațiile voastre de familie, aici se restaurează echilibrul la nivel financiar, există un bonus, există prin banii celorlalți, există partenerul vostru care în această lună are niște idei formidabile despre cum să vă organizați mai bine, despre cum să faceți lucrurile să funcționeze mai bine pentru voi la nivel financiar sau în cariera sa să primească un bonus, să primească bani în plus,
care vă ajută să vă stabilizați la nivel de buget și să fiți bine. Pentru cei care sunteți singuri, aici există un abandon, există modalitatea aceasta prin care voi vă raportați la separare ca și când ați fi fost abandonați și această lună vine cu Venus, vedeți, în Scorpion și mai apoi în Săgetător, care spune trebuie să te gândești bine la ceea ce gândești și la ceea ce spui, pentru că acest abandon s-ar putea să se fi întâmplat, într-adevăr, în cazul tău concret, dar acest abandon să vină de departe, din trecutul tău, și tu să manifesti în viața ta parteneri care nu fac altceva decât să îți confirme ție credința, să îți confirme ție lipsa de confort și lipsa de siguranță. S-ar putea unii dintre voi să fie atras în viața voastră oameni care au stat lângă voi pentru că voi erați prosperi din punct de vedere financiar, sau s-ar putea voi să fi atras în viața voastră oameni care nu știu să construiască și voi să fi fost cei care ați fost providerul, ați fost cel care a câștigat banii pentru traiul vostru. Pentru unii dintre voi aici, persoana la care vă gândiți voi și este în separare, este nedumerită, trece prin niște provocări, prin niște transformări despre cum ar putea să fie singură sau despre ce face de acum înainte că este singură. Se confruntă și persoanele la care vă gândiți voi, de care v-ați separat, cu acest sentiment de a fi străin al locului sau de a fi singur și nu știu ce să facă cu această trăire pentru că este o energie complet nouă, nu sunt obișnuiți cu acest sentiment de singurătate. 5 de monede, ce ne spune? Regina de Băte, puterea de a transforma lucrurile, încrederea că reușim. Pentru cei care sunteți singuri, de îndată ce înlocuiți sentimentul acesta de abandon și de singurătate cu cel al încrederii în voi înșivă, pentru că Venus și în Scorpion și în Săgetător spune sunt sexy și știu asta, de îndată ce vă recăpătați încrederea în voi înșivă și în relații, pentru că aici este o neîncredere în relații, veți atrage magnetic în viața voastră pe altcineva. Sau vă veți simți foarte bine în pielea voastră, fără să mai conteze dacă sunteți singuri sau într-o relație. Și acest lucru se vede în exterior. Oameni vor dori să vă cunoască, oameni vor dori să vă stea în preajmă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, vedeți, se schimbă aici ceva. Vă recăpătați bucuria, încrederea în relația voastră, încrederea că reușiți și forța de a vă transforma, de a vă regenera la nivel financiar. Pentru unii dintre voi veți vedea un partener mai activ, un partener mai dinamic, un partener mai amuzant, mai spontan în această lună și aceste lucruri vă vor bucura pentru că veți sparge rutina. Este voie bună la voi în casă, în cuplu. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, partenerii voștri vă vor vedea în această lună magnifici, magnetici, vor fi foarte atrași de voi și vor sta, vor cugeta ce să facă, cum să facă, poate să vă reintre în grație. Cel puțin acest lucru se aplică pentru unii dintre voi. Mai departe, energia 2 de bâte, ce ne spune? Ce strategii, ce planuri faceți aici? Lumea, să încheiați niște capitole. Pentru cei care sunteți singuri, aveți niște planuri să vă aranjați, să fiți bine, să ieșiți în oraș, să acceptați invitații de la prieteni, tocmai pentru a cunoaște pe cineva sau pentru a fi bine voi cu sinele, voi cu voi înșivă. Și veți fi, să știți, în această lună, veți schimba ceva la voi sau se schimbă ceva la voi în mediul vostru care vă restaurează încrederea și puteți întâlni pe cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, lumea vine aici cu forță, cu încredere, cu vitejie, cu acel curaj, cu acea doză de curaj să schimbați lucrurile, să vă faceți planuri noi de viitor, dar cu încredere, cu optimism. Și veți vedea că atât voi cât și partenerul vostru veți avea susținere la nivel energetic să faceți aceste demersuri, să schimbați ceva. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, vi se spune că este momentul cel mai bun să vă desprindeți, mai ales cu luna din rac, din casa voastră a 10-a, la nivel de lume, la nivel de cine sunt eu în sfera aceasta socială. Vă detașați
de atașamente în această lună și vi se recomandă să lăsați în trecut ceea ce trebuie să rămână în trecut. Iar pentru 9 de monede, avem 8 de monede. Pentru cei care sunteți singuri, voi veți face niște lucruri, niște demersuri în această lună care vă pot duce către cineva nou în viața voastră, prin intermediul serviciului, prin intermediul acestei sfere financiare, prin mersul la cumpărături, puteți cunoaște pe cineva. Prin comunitatea voastră puteți cunoaște pe cineva. Pentru cei care sunteți în zona familiei, veți vedea niște câștiguri, niște bani în plus în această lună care vă fac fericiți, vă aduc bucuria în casă, să știți. Pentru alții dintre voi, bucuria vine de la faptul că partenerii voștri cumva încheie ceva la locul de muncă, încheie ceva în zona aceasta financiară. Iar pentru alții dintre voi primiți sprijin din partea familiei sau niște contracte vechi acum vă returnează investiția. Primiți niște bani. Veți vedea din partea partenerului vostru un efort susținut și dovedit în această lună de a restaura armonia în cuplu, de a fi bine la voi în casă. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cineva va depune un efort să vă atragă atenția în această lună. Sunt chestiuni legate de bani aici, sunt chestiuni care vizează karma aici, sau veți spune gata, las deoparte toate lucrurile acestea, sunt dispus să am mai multă grijă de mine de acum înainte și să îmi văd de viața mea, pentru că trebuie să mă dezvolt, pentru că trebuie să mă vindec. Mai departe, balanță decembrie. Schimbare. Vedeți? Această energie a scorpionului, metamorfoza, regenerarea, creștem. Și totul se întâmplă în cicluri. Cei care sunteți singuri, apare o schimbare în viața voastră, puteți cunoaște pe cineva, scurt și la obiect. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, neînțelegerile voastre au aici la bază zona financiară sau tristețea pe care voi o aveți, cu care v-ați confruntat. Și în această lună veți vedea niște schimbări, veți vedea că lucrurile se așează încet, încet. Mai ales la voi în casă, unde veți avea energia aceasta a Capricornului activată prin Mercur în Capricorn, prin Soarele din Capricorn. Vă veți simți stăpâni liberi foarte bine în casa voastră. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, trebuie să schimbați ceva, să vă detașați de ce a fost pentru a lăsa loc altcuiva nou sau lucrurilor care sunt acolo potențiale potrivite pentru voi și bune să se manifeste. Există o schimbare aici pentru unii dintre voi, persoanele la care vă gândiți voi vor să facă ceva, vor depune un efort care vă vizează să vină către voi, să facă ceva, să vă demonstreze ceva. La nivel de plan material, ce frumos! Avem asul de bâte, asul de spade și nouă de cupe. La nivel de plan material aveți, cu luna plină din casa a 10-a, vedeți o concluzie, o finalitate, o încheiere, dar care aduce după sine și un început. Foarte bun, de altfel. Noua de cupe vorbește despre dorința sufletului meu, asul de spade, cu sinceritate, cu claritate, cu revelație, și asul de bâte despre scânteia divină, despre voință, despre intenția care acum poate deveni realitate, se poate manifesta în viața mea. Un început mult mai stabil, ceva se încheie și altceva se naște și este bine așa, pentru că aveți codul 1-1. 11 este codul liberului arbitru, care vorbește despre obscuritate și despre lumină, despre negru și despre alb. Iar voi acum veți trece de la o etapă la alta, încheiați ceva ce nu mai funcționează și veți da drumul unor lucruri noi. Nou job, nou serviciu, nouă afacere, credit nou, mă relochez, îmi cumpăr o casă, o vând pe aceasta și cumpăr altceva. Foarte multă reușită la nivel financiar, în chestiuni legale, curaj, se întâmplă ceea ce îmi doresc. La nivel de scenă publică, finalizez ceva, dar la modul magna cum laude, ceva foarte bine. Nouă de cupe aduce 8 de bâte. O reușită, acțiune care se derulează și se desfășoară corect, just, așa cum trebuie și așa cum îmi doresc.
Asul de spade are faetonul, adevărul triumfă, claritatea, misterul se îndepărtează, tot ce ține de finanțe, de bani. Dacă, nu știu, persoana iubită v-a ascuns bani sau a fost ceva neclaritate, nu au funcționat lucrurile la nivel financiar, se deblochează. Aveți sprijin de la univers să reușiți, trebuie doar să vreți. Voi singuri. Și asul de bâte. Aduce 8 de monede. Voi singuri sunteți magicianul vieții voastre. Voi singuri reușiți. Începeți o afacere nouă, încheiați ceva și porniți altceva. 8 este cifra banilor, 8 este prosperitatea. Ceva pleacă și începe altceva nou care funcționează, care este echilibrat, pentru că avem numărul 7 al înțeleptului. Am deja experiență. Nu pierd nimic. Eu dețin informația cu care acum construiesc altceva nou. Un serviciu nou, o relocare în altă țară, drumuri pe care acum le parcurg care sunt bune, de unde întorc rezultate, reușesc ceea ce îmi doresc. O construcție de nouă casă, o achiziție de casă nouă, eu singur, fără parteneriate. Pentru alții dintre voi, începeți voi singuri și vi se alătură pe drum oameni care sunt corecți, sunt cinstiți. Veți depăși această tensiune. Antreprenor. Dacă sunteți în mediul de afaceri, veți începe o afacere nouă. Sau este timpul să vă gândiți la asta, pentru că cea veche nu prea mai merge. Sau, dacă nu aveți o afacere, este momentul să începeți să vă gândiți la ceva pe cont propriu, poate în paralel cu serviciul. Aici este o entitate juridică, pentru că vorbim despre drumuri pe distanțe scurte și despre Mercur, care înseamnă acte. Avem asul de spade. Despre a debloca o afacere, despre a face ceva nou, despre serviciu, poate fi o promovare. Sau sprijinul cuiva care este foarte puternic, foarte matur, foarte priceput în ceea ce aveți voi nevoie. Pentru unii dintre voi niște contractori, dacă aveți nevoie să reparați ceva prin casă, să faceți niște lucruri, apelați la cineva care este expert în domeniul său. La nivel emoțional avem diavolul, 7 de cupe și 8 de băte. Diavolul este atașamentul. Este capricornul din casa voastră a patra, care este în opoziție cu luna plină din rac, care spune trebuie să te eliberezi de atașamente, care vizează relațiile tale, unde este confuzie, unde niciodată nu știi pe ce picior stai sau unde niciodată nu știi exact ce hram poartă oamenii cu care tu ești în parteneriate. Fie că vorbim despre cei mai buni prieteni, fie că vorbim despre ai tăi clienți, fie că vorbim despre partenerii tăi de afacere, undeva ești naiv și îți oferi votul de încredere fără să cercetezi. Iar acum Mercur în casa a patra spune, nu te mai grăbi în Capricorn. Ia lucrurile pas cu pas, verifică procedural corect, pentru ca ulterior să nu regreți. Și se întoarce în săgetător și spune, verifică toate detaliile, verifică și lucrurile la care tu nu te-ai gândit în mod normal înainte să faci un nou demers sau o nouă afacere sau un nou parteneriat. Pentru că așa vei avea parte de succes, așa te poți extinde, așa pot dura lucrurile. Casa 8-a, banii celorlalți. La nivel de sănătate, atenție la musculatură, atenție la coloana vertebrală, atenție la limfă, la sistemul limfatic, atenție la memorie, la ceață mentală, la amețeli. Atenție doar! Diavolul, ce ne spune aici? Magicianul, puterea de a mă elibera de trecut, de atașamente, de convingeri vechi, de tot, de planul material. Se transformă ceva și trebuie să las lucrurile să plece fără să îmi pese de ceva. De ce? Pentru că eu sunt foarte puternic la nivel energetic și, așa cum am mai făcut odată, voi face din nou. Asul de bâte. Trebuie doar să vreau. Un nou drum. Este o nouă direcție, dragii mei, pentru voi aici. Aveți cunoaștere, aveți susținere. Ia uite, roata destinului. Dacă ceva se încheie acum,
Este magnific. Aveți foarte multe arcane majore aici, care vorbesc despre niște mișcări la nivel universal, așa, cosmic, care vizează nodul sud în balanță, închiderea unor acțiuni din trecut pentru a putea manifesta altceva mai bun. Avem Anamkara. Sunt lucruri care au legătură cu mintea, cu sufletul, cu corpul vostru fizic aici în planul fizic, dar și cu spiritul vostru, cu eul vostru supraconștient. Intrați pe o nouă linie de destin. Veți manifesta ceva foarte bun care este menit să se întâmple. Voi traversați acum niște schimbări care vă duc într-o nouă direcție. Puteți să vă opuneți sau puteți să vă maturizați, să fiți înțelepți și să vedeți în totul un sens și un bine. Regina de cupe, cu inima deschisă, anima, cu veți atrage în calea voastră, aici avem semnul scorpionului, oameni adevărați, oameni profunzi, oameni care vă ajută să vă vindecați, vă vindecați. Iubire, o nouă iubire este aici. Ia uite, asul de bâte, direct inelul și în altul preot. Ehe, o nouă iubire stabilă care duce către căsătorie. Poate fi revenirea cuiva din trecut, am spus că pe Mercur retrograd revin persoane din trecutul nostru. Avem berbecul, leul, săgetătorul, taurul, avem balanța, avem vărsătorul, avem scorpionul aici. Poate aveți legătură cu cineva din aceste semne. Un nou angajament poate fi la nivel de plan material de serviciu, un început nou, un început prosper, de această dată mă extind peste graniță, totul este mai stabil, îmi reintru în zona de prosperitate, anul viitor este despre făcut bani. Talismanele. Uite, au căzut plămânii. Nu vă încărcați de tristețe. Nu vă încărcați de furie, pentru că se reflectă în corpul fizic, puteți somatiza și e mai bine să evitați. Dacă tușiți, când tușiți, să știți că este ceva în zona emoțională care vă incomodează. Bună, sunt eu, eu sunt problema, eu sunt problema. Cineva vă spune asta, va face tot posibilul să vă capteze atenția sau va recunoaște și vă va ajuta. Oh, șirinichi, tristețe, furie, te rog, ai grijă cu mine, am 9 ani. Unii dintre voi închideți un ciclu karmic de 9 ani, s-ar putea să aveți nodul sud în balanță sau în vărsător, unii dintre voi. Iar dacă nu, aveți marcaje pe aceste semne de aici, posibil. Ați avut de-a face poate cu lucruri imature, poate voi ați acționat imatur în anumite etape din viața voastră, dar din care acum aveți de învățat, dar din care acum aveți de învățat și uite, totul este o sincronicitate perfectă din univers. 1 și 11, 11 și 11. Ora 10 și 10 iarăși poate fi importantă, o inimă plină. Din nou ideea de amintiri, vibrație din inimă. Veți manifesta emoțional, atenție la ceea ce gândiți, dar și la ceea ce simțiți, înlăturați furia, din nou magicianul, pentru că aveți putere magnetică foarte mare și dacă sunteți triști, veți manifesta tristețe, să știți. Cineva va încerca în această lună să vă impresioneze, pe foarte mulți dintre voi, va fi recomandat să fiți foarte calmi sau să intrați în această perioadă a sfârșitului de an calm. Nu este clar acum ceea ce veți face. Sunteți în etapa de planificare și este foarte bine așa. Pentru unii dintre voi cineva vă vede foarte frumoși, atrăgători. Aici avem cuvântul profesor. Aveți experiență să faceți ceva? Aveți o nevoie de a... Ia uite și absolvent. Jupiter în Taur, voi vă restaurați, vă reechilibrați la nivel financiar, vă veți reechilibra la nivel financiar, la nivel de contracte, la nivel de banii celorlalți și resurse împărtășite. O concluzie, pentru unii dintre voi începeți niște studii sau trebuie să faceți niște studii. Unde credeați voi că sunteți înfrânți, este ambulanța aici, de fapt
ați câștigat. Dacă ceva se încheie sau aveți vreo provocare acum în viața voastră, este de fapt un mare câștig, o mare lecție, o mare evoluție. Ceea ce pentru tine nu a contat deloc, pentru mine a contat și foarte mult. A fost o prioritate să spargeți acest tipar al sacrificiului. Nu mai dați dacă nu vi se cere, nu mai ajutați dacă nu vi se cere. Uite abundența pe care o restaurați. Dar trebuie să vă schimbați percepția și să fiți sinceri cu voi. Modul de a gândi, foarte important. Alții dintre voi provocări cu vederea, poate un control la oftalmologie. Racul, luna plină din rac, veți finaliza ceva. Fie ieșiți la pensie, fie este momentul să renunțați la niște clienți, la niște contracte vechi sau la afacere și să o luați de la început. Cu voie bună să o faceți, pentru că încă aveți cum și cu ce. Aveți experiența și aceea nu voia nimeni. Fertilitate, regenerare la nivel de iubire. Ceva se schimbă, puteți cunoaște pe cineva într-o călătorie sau porniți într-un nou drum, la drum, într-o altă direcție, unde cineva vă oferă sprijin, unde puteți cunoaște pe cineva și vă puteți regenera. Uite pasiune, uite loialitate, cineva foarte loial, prieteni foarte buni veți avea, care sunt aici pentru voi. Trebuie doar să spuneți, pentru alții dintre voi este judecata. Atenție, cui dai votul tău de încredere, pentru că există o doză de naivitate aici. Noroc, prosperitate. Aici avem faetonul din nou. Schimbați locul, pentru că vi se schimbă norocul. Poate are legătură și cu spațiul locativ, cu a voastră casă. Aici avem un cerb. Și spune ceea ce trebuie să te întâlnească, te întâlnește sau ce este al tău este pus deoparte. Soarele. Soarele în Capricorn, în casa a patra, spune nu te îngrijora, nu rămâi pe drumuri. Glanda pineală și numărul 2 în alta preoteasă. Veți avea niște conștientizări care vă ajută în această lună. Sau mai mare atenție în relații, pentru că există, nu știu, ori tendința de a vă îndrăgosti repede, ori de a avea încredere oarbă în oameni. Sau în parteneriate. Aici avem he, el. El sau ea, după caz. Deci, voi în relații, pentru că sunteți și semnul relațiilor, sau dacă aveți ascendentul, relațiile contează. Oamenii din jurul vostru vă vorbesc despre rănile voastre. Ce fac ei? Este în voi și trebuie să vedeți unde vă autosabotați. Sau o surpriză. O surpriză. Puteți avea parte de o surpriză foarte frumoasă, foarte faină în această lună. Inițialele E și H. Eu vă doresc tuturor să aveți parte de o lună minunată, plină de realizări și de voie bună și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!